Când Dumnezeu l-a creat pe om, știm că l-a înzestrat și cu libertate. Doar că libertatea omului nu este asemenea libertății lui Dumnezeu, ci este aceea unei făpturi create. O libertate care se poate bifurca atunci când cade în stare de opțiune. Pentru că ea are de ales între o cale și alta, între dreapta sau stânga, între lumină și întuneric, între bine și între rău. Și asta s-a întâmplat și cu primii oameni, cu Adam și Eva, când au avut de folosit libertatea pe care Dumnezeu le dăruise și pe care au folosit-o prost. În ciuda faptului că Dumnezeu le poruncise să o folosească așa cum trebuie. Iar din această cauză, primii oameni, strămoșii noștri, au fost pedepsiți, iar prin ei noi toți, urmașilor. Așadar, vedem că libertatea înseamnă și responsabilitate, iar responsabilitatea presupune și un cântar, o cumpănă, o judecată pe care nu o poate face decât Dumnezeu, Creatorul lumii și al nostru, care știe tot ce există în acest univers. Noi, în societatea omenească, avem judecători lumești, omenești, care își propun să fie drept, să apere legea, să o interpreteze corect sau să o aplice corect, pedepsind pe cel vinovat și achitându-l pe cel nevinovat. Dar orice judecător, fiind om, știe foarte bine că puterile lui sunt limitate, pentru că el nu poate să judece decât după foile de la dosar sau după mărturiile martorilor. Cel mult se mai lasă influențat de procuror sau de avocații apărării. Dar dacă este un judecător adevărat, cu conștiință, el tremură în fața fiecarei sentințe, tocmai pentru că niciodată nu este sigur dacă a dat o sentință cu adevărat dreaptă sau nu. De ce? Pentru că el este conștient de faptul că faptele omenești își au rădăcina în sufletul omului. Iar el, ca judecător, fiind om, nu poate să pătrundă și în tainele ascunse ale sufletului omenesc. Lucrul acesta nu poate să-l facă decât Dumnezeu. El poate să pătrundă cu adevărat în taina aceasta a sufletului omenesc. În al preasfințitul Bartolomeu Ananie, atunci când s-a dus la părintele Paisie Olarul, care se afla pe patul de moarte la Silvestria, a intrat în chilie la el și l-a găsit întins pe pat. Și părintele Paisie își aștepta sfârșitul cu seninătate, iar mitropolitul s-a așezat pe marginea patului său și i-a luat o mână în mâinile sale și, printre altele, l-a întrebat cu ce sentiment se pregătește să meargă dincolo la Domnul. Iar părintele Paisie i-a spus că nu are decât o singură neliniște, că în calitatea lui de duhovnic, deci de judecător, poate că a deslegat pe cine nu trebuia să deslege și a legat pe cine nu trebuia să lege. Deci vă dați seama, un om cu o puternică trăire duhovnicească, așa cum a fost părintele Paisie, deci el nu știa dacă a judecat bine sau nu. Deci cu atât mai puțin unul dintre judecătorii lumești, cei obișnuiți. De aceea, marea judecată a faptelor noastre este rezervată dreptului judecător, care este Iisus Hristos. El mai este numit în Sfintele Scripturi și judecătorul cel nemitarnic, adică cel care nu poate fi mituit, cel care nu pretinde sau primește mită, deci judecata lui este foarte dreaptă,
Și se pune întrebarea, de ce ne va judeca Dumnezeu? Păi este simplu. Pentru că fiecare om este înzestrat cu libertate deplină și este răspunzător pentru propriile fapte, și este normal ca el să se înfățișeze la judecată pentru ca să dea socoteală de cele ce a făcut, într-un final. Dumnezeu nu face dreptate aici pe pământ, sau dacă o face, o face într-o mică măsură, dar dreptatea finală va avea loc la sfârșitul lumii. Până atunci, noi trăim într-o perioadă de așteptare, plină de nădejde. De exemplu, atunci când Sfântul Ioan Botezătorul era în închisoare, el a trimis pe ucenicii săi la Mântuitorul ca să-l întrebe: tu ești cel ce trebuie să vină sau pe altul să-l așteptăm? Și Iisus le-a răspuns ucenicilor: mergeți și îi spuneți lui Ioan cele ce ați auzit și vedeți, pentru că a făcut în fața lor niște minuni. Orbii capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc și surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește. Mulți nu înțeleg acest cuvânt, dar el este foarte simplu de înțeles, pentru că dacă vom citi Sfintele Scripturi, Noul Testament, vedem că Ioan Botezătorul era o persoană justițiară, el era un om foarte drept, foarte corect și nu mai suporta toate nedreptățile care aveau loc în lume, desfrânările, uciderile și toate celelalte. Și venind Hristos și făcându-l cunoscut în fața oamenilor ca fiind Mesia, el credea că se va instaura și dreptatea și nu înțelegea de ce au loc în continuare aceste nedreptăți. Chiar el predicaseră oamenilor că secura stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu aduce roadă bună se taie și se aruncă în foc. Și el nu înțelegea și de aceea a trimis pe ucenicii săi la Mântuitorul ca să-l întrebe. Doar că Mântuitorul, prin răspunsul pe care el a dat prin ucenici, adică orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, iar surzii aud, morții înviază și săracilor li se binevestește, prin acest mesaj, Mântuitorul a vrut să îi transmită lui Ioan Botezătorul că el acum nu a venit ca să judece lumea, ci ca să o mântuiască. Cum zice în Sfânta Scriptură, că eu n-am venit să judec lumea, ci ca să mântuiesc lumea. Judecata și dreptatea vor veni și ele, doar că nu acum. Acum Hristos, sau mă rog, atunci Hristos a venit ca un miel blând și nevinovat, care s-a jertfit pentru noi și care ne-a arătat calea ce trebuie să facem ca să ne mântuim. Și până când va avea loc judecata finală, noi trăim în acest timp al milostivirii lui Dumnezeu, al bunătății lui. Judecata finală pe care o aștepta Sfântul Ioan Botezătorul va veni și ea, pentru că Dumnezeu este bun, dar este și drept. Și pe bună dreptate trebuie să fie judecata, pentru că nu este corect față de cei care au fost nedreptățiți. Așadar, există o judecată particulară care se întâmplă imediat după moartea fiecăruia, dar aceasta este doar o judecată provizorie. Iar în acest răstimp, noi cei vii de pe pământ putem să-i ajutăm pe cei morți prin rugăciunile noastre, prin faptele de milostenie pe care le facem în numele lor. Dar pe lângă această judecată particulară, va fi și o judecată universală la sfârșitul veacurilor, atunci când Dumnezeu va judeca întreaga lume și pentru faptele pe care le-am făcut în viață, dar și repercursiunile faptelor noastre asupra celor care au urmat după noi. Iar
acea judecată universală, biserica o numește judecată înfricoșătoare. Și se pune întrebarea, de ce se numește înfricoșătoare? Biserica numește această judecată universală înfricoșătoare nu pentru că Iisus Hristos vine ca un om rău, gata să ne pedepsească și bucuros pentru că ne va judeca. Nu, pentru că Dumnezeu nu este rău, ci este bun. Știm că Dumnezeu este iubire. Doar că Mântuitorul Hristos, dacă vom citi Sfânta Scriptură, vom vedea că va avea de-a face cu două categorii mari de oameni, de suflete, drepți și păcătoși. Celor drepți le va spune, veniți binecuvântați, părintele meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă de la întemeierea lumii, și spune, pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, pentru că am fost însetat și mi-ați dat să beau, pentru că am fost străin și m-ați primit, pentru că am fost gol și m-ați îmbrăcat, pentru că am fost bolnav și m-ați cercetat, pentru că am fost în temniță și ați venit la mine. Și cei care se vor găsi în fața acestor cuvinte, uimiți, vor ridica din sprâncene și îi vor spune, Doamne, dar când te-am văzut pe tine flămând sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau întemnițat și ți-am slujit? Și Domnul le va răspunde, adevăr vă spun vouă, întrucât ați făcut unuia dintre frații mei prea mici, mie mi-ați făcut. Iar celei de-a doua categorii, a celor păcătoși, le va spune, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolilor și îngerilor sau slujitorilor lui. Iar motivarea este aceea că flămând am fost și nu mi-ați dat să mănânc, însetat și nu mi-ați dat să beau, străin și nu m-ați primit, gol am fost și nu m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și nu m-ați cercetat, în temniță am fost și nu ați venit la mine. Și de asemenea și ei se vor mira și îl vor întreba nedumeriți pe Dumnezeu. Când, Doamne, te-am văzut noi în aceste împrejurări ce nu ți-am slujit? Iar Dumnezeu le va spune, adevărat vă spun, întrucât nu ați făcut acestea unuia dintre frații mei prea mici, mie nu mi-ați făcut. Și de aici, sentința definitivă și irevocabilă. O stânda veșnică pentru cei nemilostivi și viața veșnică pentru cei milostivi. Fără îndoială că vom fi întrebați la judecată și de rugăciunile noastre, de posturile noastre, de faptul dacă i-am învățat pe alții și i-am ajutat, de toate faptele noastre, cele bune sau rele, dar iată că Mântuitorul ne pune în față un criteriu extraordinar și anume atitudinea fiecărui om față de aproapele său. Noi avem în Sfânta Scriptură porunca lăsată de Mântuitorul să iubești pe fratele tău ca pe tine însuți. Și tot Mântuitorul spune că cine crede sau afirmă că îl iubește pe Dumnezeu dar pe fratele său îl urăște, acela este un mincinos. Cu alte cuvinte, nu poți iubi pe Dumnezeu sau nu poți pretinde că îl iubești pe Dumnezeu dacă nu îl iubești și dacă nu faci dovada vădită că îl iubești pe fratele tău, pe cel de lângă tine. Iar fratele sau aproapele tău, știți cine este din parabola samarineanului milostiv. Orice om care se găsește în suferință devine în mod automat fratele tău pe care ești dator să-l ajuți. Deci Dumnezeu ne va judeca indiferența față de suferința altora. Deci iată cât de importantă sau de valoroasă este iubirea pe care o putem manifesta față de seminii noștri. Iar această iubire se concretizează în milostenie. Mai departe, judecata mai este înfricoșătoare și datorită faptului că Mântuitorul Iisus Hristos de data aceasta vine în slavă, cu putere multă, cum zice Sfânta Scriptură, împreună cu Sfinții Îngeri, ca să judece neamurile.
adică toate generațiile și toate popoarele de oameni. El nu mai vine într-un chip smerit, lăsându-se batjocorit, umilit, scuipat, bătut și răstignit de către oameni, făptura mâinilor sale. Și vedem cum nimeni, nici cei milostivi, nici cei nemilostivi, nimeni nu se aștepta ca în cei flămânzi și însetați, sau în cei străini și goi sau dezbrăcați, să fie prezent în mod tainic Dumnezeu Fiul. Și aici este marea surpriză. Și noi trebuie să luăm mare aminte cum ne raportăm la oamenii pe care îi întâlnim în viața noastră. Că până la această judecată, Hristos, cel smerit, tăcut și nevăzut, umblă în mod tainic printre noi și ne respectă libertatea noastră de a-L iubi sau de a nu-L iubi pe aproapele nostru. Iar noi trebuie să învățăm să înțelegem corect smerenia lui Dumnezeu și libertatea noastră, să medităm la asta cu multă seriozitate și să nu ne jucăm cu viața noastră și cu mântuirea noastră. Vedem că Dumnezeu este atât de smerit încât se lasă respins de noi, uitat de noi, se lasă neglijat de noi. Vedem la televizor sau pe internet cât de mult este batjocorit Dumnezeu sau biserica sau Sfânta Cruce. Și vedem cum Dumnezeu se ascunde tainic în oamenii cei mai smeriți și cei mai nebăgați în seamă, în cei mai neputincioși, în cei care se luptă cu sărăcia, cu foamea, cu setea, cu lipsa de libertate, cu boala, cu cei care duc o viață la limita dintre viață și moarte. Deci trebuie să ne aducem aminte foarte bine ce ne spune Evanghelia. Ori de câte ori ați făcut un bine unora din acești prea mici frații mei, mie mi-ați făcut. Deci Hristos se ascunde tainic în fiecare om care suferă. La judecată, mai înfricoșător este că ea nu se limitează doar la faptele rele săvârșite de noi, ci se extinde și la faptele bune pe care am fi putut să le facem și nu le-am făcut. Deci, repet, faptele bune pe care am fi putut să le facem și nu le-am făcut. Aici chiar va fi surpriză mare. Asta înseamnă că nu e suficient să nu faci rău nimănui, ci trebuie să faci cât mai mult bine, adică cât poți tu de mult. Bineînțeles că vor fi pedepsite și toate faptele rele, uciderea, desfrânarea, avortul, furtul și toate celelalte păcate. Dar va fi și o judecată pentru faptele bune pe care ar fi trebuit să le facem și nu le-am făcut. Pentru că Dumnezeu vrea ca noi să nu fim pasivi, neutri și indiferenți, să nu fim niște indivizi rupți unii de alții, ci vrea ca între noi să fie comuniune, să fim plini de iubire față de semenii noștri și față de Dumnezeu, așa cum era firea omenească înainte de cădere. De aceea avem și iubirea de a iubi pe fratele și pe Dumnezeu din toată inima noastră. Da, deci judecata este mai mult decât pedepsirea faptelor rele. Este o sândire a indiferenței, a timpului pierdut, a șanselor pierdute de a fi mai umani, mai milostivi cu seminii noștri. De aici și întrebarea care se naște la judecată, cum spune în Evanghelie, că când te-am văzut, Doamne, noi pe tine flămând și însetat, străin, gol și bolnav și întemnițat. Ideea e că Dumnezeu nu cere să faci ceva peste putință. Nu îți cere să îl vindești tu pe bolnav, ci zice să-l cercetezi, să-l vizitezi, să fii prezent alături de el în singurătatea și suferința lui, chiar dacă nu poți schimba cu totul situația lui. Iar în final, aș dori să scot în evidență puțin
noțiunea aceasta de iad. Pentru că el nu a fost creat de Dumnezeu. Iadul a apărut doar după căderea diavolului, în păcatul mândriei, dar el nu este de la întemeierea lumii. De exemplu, analizând cuvintele Mântuitorului, mergeți în iadul care a fost pregătit pentru diavolul și pentru îngerii lui, Sfinții Părinți mereu au scos în evidență că iadul nu a fost creat de la început de Dumnezeu, odată cu lumea, și nici nu a fost pregătit pentru oameni, deoarece pentru oameni a fost pregătită împărăția cerurilor. Iar iadul este doar locul unde a fost așezat diavolul. Și oamenii care ascultă mai mult de diavol și de slujitorii lui, automat se despart de Dumnezeu cel milostiv, tocmai pentru că folosesc în mod rău sau egoist libertatea lor, trăind în indiferență față de suferința celor din jurul lor, sau luând în râs mila lui Dumnezeu, și ei ajung în acest iad. Cu toate că omul nu este destinat iadului, el poate să se apropie de existența aceasta demonică sau diavolească, de iad, și să se înstrăineze de Dumnezeu. Demonii, zic Sfinții Părinți, sunt inteligenți, dar pentru că nu au iubire și smerenie, nu se mântuiesc. Iar asta se întâmplă și cu cei care urmează lor, cu oamenii. Se zice că atunci când noi facem bine semenilor noștri, devenim mâinile și picioarele lui Hristos. Iar acum, pentru că am intrat în perioada postului mare, să luăm aminte că nu este suficientă rugăciunea, nu este de ajuns postirea sau înfrânarea de la faptele rele, de la cuvintele urâte și de la gândurile necurate, ci trebuie să adăugăm la post, la rugăciune și la pocăința sinceră și milostenia sau fapta cea bună. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar spune: vrei ca rugăciunea ta să se înalțe la cer? Dă-i două aripi, postul și milostenia. Pe de o parte, milostenia materială, adică hrana, hainele, banii, medicamentele, etc., care se completează cu milostenia duhovnicească, adică sfatul bun, încurajarea, rugăciunea pentru cei suferinți, nu doar pentru noi înșine. De aceea noi ne rugăm pentru sănătatea și mântuirea tuturor oamenilor. Vă mulțumesc pentru că ați ascultat și vă doresc un post cu multe roade duhovnicești. Doamne ajută!